Haide, mă. Hai că bine, perfect. Bravo. Trebuie să-mi dau un chef ceva? Nu trebuie, nu? Ba. Vei intra în direct. Mm. Când intru? Da, mă, că ne vedem aici, în monitor. Și ne uităm aici la ce zice lumea? Ar trebui să aibă Dobrescu un laptop pus aici, frumos. Ah, uite, avem ăla, dacă vrei. Să vedem bine, nu prea vezi conventurile așa, cine știe ce, dar nu. Nu știu, te ocupi tu? Da, 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 ne ocupăm aici, nu-i problemă. Daniel Mihai, te pricep să vorbești mult, era doar o glumă mai nesărat. Păi nu vorbesc eu. Uite, mă, că ne vedem. Da? Da. Ia uite, frate. Hai, mă, că suntem țiplă. Dacă stăm drepți așa... Bine, mai mult eu. Ia, aranjează-te frumos. Mai mult te vezi tu? Nu, mai mult sunt eu țipi. Începem? Gata? Nu mai stau cu telefonul. Gata. Suntem live deja. Suntem live? Ne-am prins. Mă uit acolo jos? Nu știu dacă se zic lumea, dacă s-aude că am avut probleme mari. Da, păi uită-te și tu pe laptop, Marius. Și vezi ce zic oamenii, că eu n-am cum să văd, să stau pe telefon, e dubios. Băi, ne cerem scuze, sfertul academic a funcționat după ceasul meu. E și 17. E și 14. Ne pare rău, am încercat un device super profesionist, care din cauza unui cablu, cu toate cunoștințele lui Alex aici de față, care a intrat metric. Zi, mă, a intrat pe cablu și a zis, băi, o problemă pe cablu. Eu am observat. E de la ei. E de la ei, nu se poate. Și... am ajuns tot la bătrânul telefon. Bătrânul, cine e Marius? Cine e Marius care ți-a scris acolo mesaj? A, nu mai văd. Hai că e bine. Au intrat băieții, vă salutăm. Stai așa să mă văd și eu, cum mă văd așa cu capul într-o parte când citesc comenturile? Oare? Uite, salut, ai salut și, la toată lumea. O, avem un om în studio. Se vede ăsta aici. Să mă ușor la voi? Alex? Da, 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 da. Intră. Vezi că nu știu dacă mai e conectat. Pleacă și tu de aici. Băi, ne auzim bine? Spuneți-mi dacă ne auzim bine, că nu văd. Salut, salut. Bun. L-am invitat pe Alex Roșiu alături de noi la un podcast care speram să țină o oră, dar o să închidă oamenii ăștia și nu o să mai țină. Să ne dea afară, să ne vedeți așa cum ieșim cu tot cu mese și cu cafele. Le mulțumim pentru locație celor de la TEDS Aviații sau Ambasada Chinei, nu știu cum să îi spun locației. Și spuneam că l-am invitat pe Alex Roșiu să discutăm despre un subiect care eu îl simt de mare interes la ora actuală în România. Foarte mulți pasionați de mașini încep să meargă pe circuit. De ce încep ei să meargă pe circuit? Pentru că avem un circuit, așa cum este el, cu bune curele, la Motor Park. Mai avem un pic și la Academia Titi Aur, la ATA, acolo unde se mai întâmplă niște evenimente pe asfalt. S-a deschis acum la Târgu Mureș. Yes. Zic bine, băi, da. Ce... Yes! Eu mă bucur că am ținut minte Târgu Mureș, nu de ceva. Deja două evenimente acolo. Primul, deci Rotac, tu ai fost doua... acolo, nu? Da. Primul eveniment care s-a întâmplat acolo a fost Rotac Race 6, anul bun. Ăsta. Și cum e circuitul? Zi-ne ceva de circuit. Este super tare. Deci super este tare. Un fel de Hungaroring, 80% Hungaroring. Este super mișto. Este, din punct de vedere logistic, foarte mișto. Din punct de vedere driving, super tare. Deci ai... Spune-mi, care sunt diferențele cu motorparcul? Că... probabil mulți care se uită la noi și te cunosc pe tine și știu ceea ce faci tu, știu motorparcul și au mers pe motorpark. Da. Ce ai simțit în plus la acest circuit față de motorpark? Din prima descoperi că sunt diferențe de nivel, adică sunt urcări, coborâri. Pe de altă parte, circuitul trebuie să te solicită mult mai mult pentru că e mult mai strâmt. Adică nu e atât de lat. Da, okay. Nu e atât de lat, spațiile de degajare sunt mai mici, să zicem. Există parapeți. Sunt mai aproape de tine, deci pe o senzație de viteză mai mare decât ai pe motorpark. Sunt parapeți pe toată lungimea circuitului? Tot circuitul, da, are parapeți și are câteva viraje nord, deci chiar nu e la modul că te duci și vezi ce urmează să faci, trebuie să știi ce faci ca să iasă treaba bine. Ok. Bun, super tare. Bun, și l-am invitat pe el pentru că are o experiență foarte mare, sau cel puțin așa consider eu, nu știu, sunt ferm convins că sunt oameni în România care... sunt de 10 ori mai experimentați cu circuitele din lume decât Alex, dar el a plecat de jos, a plecat de la o mașină de stradă, mașina lui, cu banii lui, cu finanțele lui proprii, și a dezvoltat mașini și a ales Honda. Ha-ha, râdem toată lumea, ha-ha-ha. Deci acum e momentul de ha-ha-ha, dacă puteți să ziceți aici. Mașina de tuns iarba, adică păi cred că ai auzit toate glumele despre Honda. Am luat-o de la Dedeman. De la Dedeman.
Ai auzit toate glumele de, legate de Honda, dar nu e nicio problemă, că dacă vedem una bună aici... Noi râdem, nu-i problemă. Râdem și o ținem minte. Și acum ne interesează foarte tare să aflăm din experiența ta oamenii care vin, sau cel puțin dacă există un curent, dacă tu simți, fiind și organizator de Rotac, dacă tu simți un curent de oameni care se adresează circuitului sau time attack-ului, să zicem, că asta e principala activitate în România în momentul de față, câte o văd pe eu circuit, ca și amator, da. Așa, pe circuit. Da, amator, da. Așa, și dacă există un curent și dacă curentul ăsta îl simți și tu, ce îi sfătui pe băieți să-și ia ca mașină de început sau să ne povestești din întâmplările tale? Știu că ai avut BMW, nu știu ce mașină ai mai avut, Honda, da, și așa mai departe, și cum s-au întâmplat. Păi, mi-ai pus multe întrebări, stai să mă gândesc de unde să încep. Cu începutul, cred, da, că cel mai bine e să povestesc pe experiența mea personală legată de BMW-ul ăla pe care l-am intrat. Da, da. După multe, mă rog, după câteva mașini diesel, Golf, TDI cu i-roșu, chestii de genul ăsta, pe care mi-au plăcut foarte mult, deci n-ar să... Dar mașinile astea tu le cumpărați pentru circuit sau erau mașinile tale și... Dacă exista o competiție, mergeai și tu acolo? Nici măcar. La momentul respectiv, cred că eram faza în care mă dădeam pe stradă, sincer. Ok. Da. Dar, nu e nimic de ascuns. Toată lumea face asta. Dar la un moment dat au început să apară niște competiții în România. Era campionatul de autoslalom, mai erau niște chestii din astea mai micuțe care se întâmplau și am zis, bă, am luat la momentul respectiv un BMW 335i și am crezut că am o mașină foarte tare. Și m-am dus la competițiile astea. La unele am mai și câștigat, dar cred că momentul de claritate pe care l-am avut a fost când am fost la prima dată la Hungaroring. Pe circuit, adică nu autoslalom, ok? Da. Care se mai întâmplă în parcare, nu-s viteze atât de mari, da, nu-s frânări atât de puternice, probabil. Exact, se întâmplă pe circuite de karting, chestii de genul ăsta. Dar la Hungaroring am crezut că am o super mașină și am descoperit că mă călcau din spate tot felul de Honda, Type-R și alte mașini. Mașini de 200 de cai, da. Tu având 306, teoretic. N-aveai soft? Nu. N-aveai. Am crezut că e destul, știi? Okay. Nu-mi trebuie mie mai mult. Ok, ok. Da. Și am văzut că n-am nicio șansă, știi? Am văzut că mașina aia, de fapt, n-are suspensie, de fapt, frânele sunt așa și așa, de fapt, se supraîncălzește, nu stau bine în scaune și așa mai departe. Și am zis, okay, momentul să facem niște upgrade-uri. Am făcut niște upgrade-uri, bare stabilizatoare, suspensie... La BMW? La BMW. Okay. Bare stabilizatoare, suspensie reglabilă, niște discuri mai bune, niște plăcuțe un pic mai bune. A fost mult mai bine, dar în continuare era, se simțea faptul că e o mașină grea. Și te bătea Honda. Mă bătea Honda în continuare. Mă bătea Seat Leon, mă băteau multe. Și am zis, mai momentul să ar fi mai bine să trecă ceva care nu are pretenții de premium, ceva care să fie cât mai simplu, cât mai puține driving aids, cât mai puține sisteme. Păi, și așa eu zic așa, cu cât mai multe opțiuni, cu atât mai multe șanse să se strice ceva. Corect. Adică e simplu. Problema în particular la acelei mașini era supraîncălzirea. Deci ajungea uleiul imediat la 140 ceva de grade. I-a mai pus radiatoare de ulei în plus, degeaba. Și atunci am zis, nu, hai să iau ceva simplu, preferabil aspirat, ceva care să... Nu știu, ceva care să nu fie atât de pretențios. În ce condiții ajungea uleiul la 140 de grade? Făcând un tur tare sau făcând 5 ture tare? Să zicem pe vreo 3. 3. Ceva la 3 de gata, era da. Lișinat. Și nu numai că se supraîncălzea, dar intra și în limp mod. Și era super turn-off să te dai cu o mașină limp mod pe circuit. Da, după 3 ture te oprea el singur. Zicea, gata, frate, e destul, nu-i pentru mine. Dat, stai un pic, mai bea o cafea, liniștește-te și mai mergem o dată. Exact. Bun. Zi mai departe. Da, mai departe am luat o Honda de la Dedeman, cum spuneam. Mașina Honda S2000, destul de bună stoc, o platformă foarte bună. Chiar e una din mașinile alea la care chiar contează ce upgrade-uri faci, pentru că dacă pui chestii, piese, să zicem, care nu sunt foarte high-end, o faci mai proastă decât stoc. Și atunci asta cumva mi-a înșelat așteptarea că o să fie mult mai ieftin decât cu 335. Na, nu e deloc mai ieftin decât cu 335. Nu cred că există ieftin în motorsport. Adică nu știu cum e ieftin, poate o rețetă a unui buget redus, venind în spatele unor experiențe trecute. Adică, uite, tu la Honda ai experimentat anumite piese și ai zis, bă, astea sunt. Și eu vin și zic, zi-mă și mie, frate, că nu mai stau să le schimb pe alea, să bag banii. Zi, uite, d-alea. Cred că și așa e cel mai simplu, cred. Adică să ai o rețetă, știi? Dar ieftin e o rețetă per se, nu știu dacă neapărat există, dar pentru că diferă foarte mult de ce-ți place ție când o conduci. Dar ce e clar, într-adevăr, e bine să te inspiri de la ce au făcut alții, e bine să întrebi, e bine să te uiți pe anumite forumuri sau pe anumite secțiuni ale anumitor forumuri. E greu cu forumurile, da, e foarte greu să
știi cine are dreptate, știi, sau să știi sau pe cine să citești, să bine, ăsta e bun. Până la urmă pe partea asta mai de racing oriented, ei se mai cern și rămân câțiva care sunt cumva urmăriți de cei mai mulți. Și atunci îți dai seama. Plus că mergând la circuite, mai ales la circuitele gen Hungaroring, mai întâlnești alți oameni. Acolo am întâlnit un tip din Grecia care avea și el un S2000. Am început să discutăm foarte mult, am inspirat foarte mult de la el. După aceea l-am cunoscut și pe Facebook, Octavian, cu care care e colegul meu de la Rotac, da, care am început Rotac, și de la el iară, cu ajutorul lui sau împreună cu el, ne-am inspirat unul de la altul, am încercat diverse chestii. Este simplu la voi că sunt trei Honda. Europa de Est, e 2000 de circuit, da, da, da. Și atunci v-ați găsit ăștia trei, bă, vorbim între noi, știi, nu e... În sfârșit, glumesc, am citit aici ceva și vreau să văd dacă îți dai seama cine a dat comentul și zice așa, spune sincer că atunci la Hungaroring, nu Honda te-a convins să schimbi mașina, ci Renault Clio Sport. Ai idee, Clio cine, Sport. Ai idee cine a dat comentul este ăsta? Este, pun pariu că-i Voinea. Salut, Voinea. Ce faci, mă? Iau drumul la shop. Păi și eu nu mai citim comentul. Dă-ne al laptop. Schimbă laptopul. Da, într-adevăr, mașina lui Voinea în momentul ăla chiar m-a impresionat, adică o mașină destul de underpowered, cu un șasiu foarte bun, super tare, deci pe bune, nu de asta vreau, unde vreau să ajung e că nu contează atât de mult puterea, nu contează atât de mult bani, nu știu, bugetul, upgrade-urile și cât de ceai că e scump. Da. E atât de scump, e relativ, depinde ce înseamnă scump pentru fiecare, dar ce e important, cred eu, este să faci și acele upgrade-uri și investiții cu cap. Da, și să nu te arunci, știi, să nu te arunci din prima la... Fac select all pe un online shop, da, cum pun tot pe ea și cred că gata, s-a rezolvat, da, am cea mai tare mașină, o să scot cel mai bun timp. Nu e așa. De-aia este... E mai bine să faci modificările progresiv? Adică e mai bine să... Băi, uite, am mers cu ea stock, acum am scos 2.03. Nu știu, îți dau un exemplu. Mi-am pus suspensie, bam. Da. 2. Mi-am pus frâne, 1.58. Adică e mai bine să faci așa sau eu... să le... Eu pot să zic că asta a funcționat bine pentru mine și am văzut și pentru alții, de exemplu, mulți piloți de la Rotac care au început așa și au ajuns să ajungă să aibă mașini care nu mai merg pe stradă acum, ca și mine. Te ia flama, mai ales când e o competiție. Da. Ce cred că e important e să pleci de la o bază bună, trebuie să te gândești bine cam ce mașină alegi în limita bugetului tău. Îți alegi mașina pe care ți-o permiți și care crezi că îți va permite upgrade-uri și evoluția atât a ta cât și a ei ulterioară. Să te asiguri că mașina e în stare cât mai bună posibil, foarte bună, preferabil, să ai frâne ca lumea, să ai un lichid de frână schimbat, să ai un motor în mințile lui, să ai o suspensie ok, să ai articulații ok și atunci măcar ai peace of mind că mergi liniștit și dai tot ce poți. Și atunci începi și descoperi limitele. La început n-ajungi la limite și după aia începi și dedexești, upgradezi ce vezi că nu a fost suficient. Ce părere ai de un kit de bucși de poliuretan, de exemplu? Foarte ajută? Bună pentru că am unul. Asta zic, ajută, adică am văzut că foarte multă lume folosește pe stradă, domnule, am pus bucși din alea, mulți aleg varianta asta că sunt mai ieftine decât cele originale și aleg corect varianta asta, dar cum e la circuit? E un must have? Adică... Nu pot să zic că un must have, dar este cu siguranță unul din acele lucruri care îți aduc ceva în plus. E, de obicei nu prea, adică sunt puține lucruri care să zici ăsta a făcut o super diferență, în afară de un turbo sau da, o suspensie da, bună sau greu, niște frâne foarte bune sau niște anvelope foarte bune, dar restul sunt mai degrabă incremente care se adună într-un ceva mare. Da. Bucșele poliuretanice, ca să-ți răspund la întrebare, îți îmbunătățesc, sau cel puțin m-am perceput eu, mi-am îmbunătățit handling-ul cu mașina, da, e mai directă. Dacă vrei cu adevărat să faci un pas în sensul ăsta pe partea de articulații, și cred că o să fac și o chestie asta la un moment dat, sunt unibalurile, adică rulmenți da, direct, fără niciun fel de, da, atunci, niciun fel de amortizare, material, de niciun fel de torsiune. Și atunci, într-adevăr, filul este super direct, doar că îți cam iei adio de la mers pe stradă. Ei, mașina ta acum nu mai merge pe stradă. Mașina mea nu mai merge pe stradă. Nu mai merge pe stradă, ai gata, ai zis. Vezi, strada, nu mai, merge doar pe film stradă... mai vezi, îți mai ră poze cu telefonul, ia uite. Merge pe stradă, pe platformă. Am mers, dar să știi, până am ajuns la concluzia, și asta e o învățătură, știi, pe care am tras-o așa în timp. Credeam că pot să găsesc un sweet spot așa între circuit și stradă. O să am o mașină cu care mă duc până acolo, mă întorc pe ea. Păi... Am făcut asta, am mers la Hungaroring de câteva ori. E destul de greu, tot mai greu pe măsură ce upgradezi. Plus că tot ce investești în suspensie, diverse chestii, prici să le strici degeaba mergând cu 80 de km pe oră, până poți mai mult, pentru că te chinui. E foarte greu să găsești o, nu știu, o cale de asta de mijloc într-o mașină care să meargă și pe circuit și pe stradă la fel de bine, dintr-o mașină relativ ieftină. Mașinile de genul ăsta sunt foarte scumpe. Adică vezi
Lamborghini, Porsche, a, okay, da. Ferrari, știi? Adică da, sunt da, mașini care sunt făcute să meargă și pe zăpadă, cum le pun băieții pe net, uite, domne, nu în garaj ca fraierii, da, știi? Da, așa? Da. Și sunt făcute să poți să le, să poți să le folosești și pe circuit. Și atunci costul ajunge acolo. Da. Deci, probabil dacă ai investi 200.000 în Honda S2000, cred că ar merge și pe stradă și pe circuit. Bine, cred. Eu cred. Nu știu ce să zic. Posibil, da, nu știu ce să zic. Cu invenții, cu ingineri de la NASA. Cu, probabil cu aia de la NASA. Da. Și așa mai departe. Bun, oamenii spun să nu știu ce, de asta mă refeream. Oamenii spun de shop. Spune Daniele că scos căciulile alea blană pe shop. Băi, n-avem căciul de blană, dar avem căciul gri. Avem shop-ul online, gata, poate să intre lumea. Băi, puteți să intrați, uite, zice Marius, adică în cască am din regie, că este shop-ul online cu tricou, tricou de off-road, că poate n-aveți, o să facem și de polo. Tricou de polo o să mai fie. Tricou de nuntă o să mai fie, de botez și de divorț. Facem și asta, să avem, adică să avem cu un tricou pentru orice activitate. De mers la cafenea, tricou de mers la rota, că o să facem tricou de pilot, tricou de copilot și așa mai departe. Căciulile care dau 15 cai, da, clar, minim 15 cai. Dacă aveți întrebări pentru... Și-mi dai și mie o căciulă de da, aia. Că... Mai nevoie cât cai ai? Vreo 250 aproape în momentul ăsta. Ideea e cu Honda asta S2000 este că ele teoretic au 240 de cai, dar n-au. Au adică vreo... mașina stock pe dyno? Mașina stock pe dyno, bine, și aici e discutabil că fiecare dyno, de altfel... Să dar... zicem așa o medie din ce au mai pus oamenii pe net. Pe dyno variază undeva între 200, nu știu cum să zic, 220 de cai, 217 cai până la 230 și ceva de cai. A mea avea 228. Și cu soft are 246 ceva. A luat nota 10 la naștere, ca să zic așa. Da. 228. Bine, ăla e motorul... Și cu soft și cu admisie și cu axe și cu nebunii. Fără axe. Admisie, evacuare, throttle body... What the fuck is frontal body, man? Clapetă. Clapetă de acceleration? Yes. I understand. Bigger. Bigger. Yes, ok. Bigger is bigger nice. Bigger is better. Așa, bun, stai că îmi rămân comenturile în urmă. E de la tricouri. Mă, voi a spus burtică, un pic. Ei, na, ce să e de la tricou, da, bravo. E, tricourile sunt și cu burtă în același timp, pentru bărbații fără burtă și femeile care caută bărbați cu burtă pot să cumpere tricouri de la noi, că avem cu burtă. Și eu și Marius suntem purtători de burtă pentru a atenua frunțile. Vă pun o întrebare. În momentele alea wild, vrei să ne pui o întrebare? Da. Pune-ne-ntrebări. Pune-ne-o. Alex, ia. Care sunt pașii în a pregăti o mașină de circuit? Păi da, ajungeam aici. Care sunt pașii? Adică care sunt minimul de modificări, să zicem, cu care pot să mă înscriu la Rotac? Ca să analizăm așa. Ok. Mi se pare cel mai ok. Da, la Rotac te poți înscrie fără niciun fel de modificare. Dacă vrei, te poți înscrie cu mașina stock. Poți vin cu un Saab? Poți să diesel? Vin cu ce vrei tu. Da. Bun. Aproape cu ce vrei tu, nu poți să vii cu SUV și nu poți să vii cu monopostul din momentul turism. Da, cu orice turism poți să vii, okay. Mașina un trebuie Saab diesel aș vrea eu, nu știu de ce. E ok, da. Am avut foarte multe mașini care nu te așteptai să fie acolo, chiar cu rezultate destul de ok unele. Bun, deci nu trebuie nicio modificare. Nu trebuie nicio modificare, îți trebuie o cască. Ok. Și mașina trebuie să fie în stare foarte bună pentru că le verificăm pe toate. Ce înseamnă că verificați? Adică ce verificați avem în sine? Avem un checklist destul de lung, așa în principal, e vorba de anvelope, suspensie, anvelope, direcție, frâne, păi că știi. Da, mă gândeam și așa ce ne uităm și prin habitaclu, portbagaj, să nu fie elemente libere care să-ți pună ceva în pericol, bateria să fie legată, chestii de genul ăsta. Adică e un checklist destul de lung, dar sunt chestii pe partea de siguranță. Okay. Și am avut destule mașini în cei 4 ani de Rotac pe care le-am refuzat. Pentru că mai bine e safety first. Pune un pericol, da. Da. Se puteau întâmpla lucruri. E și fun atunci... până nu mai e fun. Și da, când nu e mă, fun, știu. E eu știu foarte bine ce înseamnă în organizarea asta în care toți oamenii vin și zic lasă-mă că nu e problemă, că răspund eu, că vorbesc eu, că lasă-mă că nu se întâmplă nimic, da, că nu da, știu da. Ce. Și exact cum spui tu, toată lumea se distrează până în momentul în care nu pățește nimeni nimic, doar cineva își lovește mașina. Ăla e supărat, ăla e organizatorul de vină, ăla e chiar nu... În sfârșit, na, nu intrăm în discuția asta, că n-are niciun rost. Bun, știu că la voi sunt clase. Să zicem da. Că e cineva care zice, bă, frate, eu sunt bun, mă, eu m-am dat pe stradă mult de tot, da? Expert, cu Saab-ul meu diesel, m-am dat, am și chip. Am chip, ai și tobă? Am și tobă, chip și tobă și filtru am. Bun, bun, filtru. Bun, bun. Cayenne să fie. Îi trag frumos de tot, scoate fum, trage, se duce, nu mai vezi la semafor.
Ia, Daniel are o problemă cu saburile diesel, care e povestea? Zis, nu știu, nu e nicio problemă, așa mi-a venit, sab diesel, n-am nicio problemă. Așa. Și nu vreau să mă dau cu amatorii ăștia care vin așa, eu vreau să intru, vreau motorsport, știi? Că sunt foarte mulți care, din păcate, primesc o mașină de la părinți, că asta se întâmplă, prima mașină... Norocul lor, ce pot să zic. Da, prima mașină e cumpărată de părinți, cam așa se întâmplă, și ei o modifică din dorința asta de a fi altfel, din dorința de a intra într-o gașcă, da, de cursanți, de oameni cu tuning, de oameni cu drift, de oameni cu off-road și așa mai departe. Deci o modifică în sensul ăla și prea, au ajuns prea departe, nu mai poate să dea înapoi în sfârșit și atunci sabul lui diesel trebuie să fie motorsport. Că așa okay. S-a întâmplat și trebuie să fie motorsport. Care e următoarea clasă în care suntem mai tari? Nu suntem așa de stradă. Următoarea clasă în care suntem așa de stradă, da, așa? E clasa tuned. De ce ăștia? Tuned, așa, modificați. Ideea e că clasele la Rotax sunt făcute în principal pe raportul dintre greutate și putere. Greutatea o M5 de Ungaria. Mișto. O greutate o cântărim la circuit, avem cântare profesională cu 4 celule, okay. Puterea o declarăm. Aici avem însă niște măsuri pentru a preveni cheating-ul, revenim dacă okay, vrei. Ok, bun. Deci fiecare zice, doamne, am 154 de cai. Da. Okay. Ok. Nu poți să zici mai puțin decât ai în talon oricum. Ok. Dar după aceea ne uităm la anumite modificări, la elemente aerodinamice, aplicăm niște coeficienți, ne uităm la învelope street, adică învelope de stradă, semi-slick-uri sau slick-uri. Noi uităm la, ce am zis, suspensie, reglabilă sau nu, și în funcție de asta, clasa în care ești, chiar dacă, să zicem că ai fi în clasa tune pe baza raportului greutate-putere, dacă ești cumva pe la limită și ți-ai mai pus semi-slick-uri, ți-ai mai pus o suspensie mai șmecheră sau ceva, okay, ajungi în următoare. Și aici e, mi se pare e foarte legat de ce spuneai, da, pun totul pe mașină, da, ca să fiu tare. Depinde ce vrei. Dacă vrei să câștigi în clasa respectivă, e mai degrabă, ar fi bine să te uiți un pic cam cum, ce mă face bun în clasa aia. Adică poate merită să nu-mi pun anvelopele semi-slick care mă trec în clasa următoare și rămân la partea superioară a clasei unde sunt bun. Da, e vorba de un setup corect al mașinii în funcție, da, de ce modificări ai și ce buget și cu ce, exact, oameni te dai acolo, te bați. Exact, depinde care e scopul tău. Dacă te duci pur și simplu, am mașina mea, îmi place foarte mult, vreau să mă dau cu ea așa cum e, să văd ce scoate, e ok. Probabil că n-o să... Vii la măsurături, da, voi îl măsurați, intri în clasa aia. Adică, da, poate să vină cineva, de exemplu, cu suspensie reglabilă, intercooler, turbină, 500 de cai de la 200, cu eleroane, cu scaune, cu centuri, da, cu nu știu ce, dar cu cauciucuri de stradă. Poate, sigur, da, da, da. Și, da, atunci ai se, poate nu-l sare într-o clasă. Da, poate... avem 6 clase în momentul ăsta, Street, Tuned, Super Sport, Race, Race Plus și Unlimited. Clasele inferioare mai ales sunt un pic limitate. Adică la clasa Street, de exemplu, nu poți să vii cu semislicuri, suspensie reglabilă și alte chestii genul ăsta, pentru că am vrut clasa asta să o dedicăm mașinilor entry-level, da. Da, da, mașinilor, da, stock, oamenilor care sunt la primul contact cu motorsportul sau cu circuitul. Am văzut foarte mulți oameni care pentru prima dată în viață pe un circuit au fost la Rotax. Da. Și atunci vrem să, mai ales partea mai de jos, să zicem, a claselor, vrem să o păstrăm așa ca să fie accesibil, să poți veni cu orice, cum mă întrebai. Da, mă enervează ăla că bate masă și... Da, e copilul, deci nu mă enervează, pentru că bate acel personaj. Bun, Daniel a un problem cu sub, n-am. Băi, nu mai văd comenturile aici, s-a întâmplat ceva. A, ba da. A, nu mai e niciun coment. Deci, dacă nu avem întrebări, oamenii le uite, punem. Uite, vreau să dezvolt un pic ce mă întrebai la un moment dat, cum să fie mașina. Da. Din punctul meu de vedere, e foarte important să reușești să te abții de la-ți upgrada puterea prea devreme, pentru că e cea mai accesibilă, cea mai simplă și cea mai atractivă, probabil. Da, e direcția în care se duce toată lumea. Da. Putere, frate. Putere... Am putere, cât că ai, frate? 350, am 420, te rup. Știi că așa e, nu? Da, asta da. Am 420, te rup de pe stradă, te torc cu grijile. Plus că dacă ai un motor turbo, e foarte simplu să-i crești puterea și relativ ieftin. Adică... Da, da, soft. E primul, da, lucru. Un 20%, 25%, da, ai făcut la orice mașină. Da, dar, da, cum ziceam, mai degrabă ar fi preferabil să reușești să te abții de la chestia asta și să investești mai degrabă în partea de frâne, suspensie, ușurarea mașinii. Ușurarea mașinii, exact, o chestie de siguranță, niște centuri ca lumea, 6 puncte, un scaun ca lumea în care să stai bine și care să te țină. Să te conectezi cu mașina, e foarte important, foarte la important, circuit, să fii conectat cu mașina, să o simți în noadă, să te țină acolo, înțelegi? Să fii unul cu mașina. Dacă tu ești într-un scaun de ăla de comfort line, știi, exact, ce zic? N-ai cum. Crezi că îți umfli tu pernițele alea, no, de la există posibilitatea, full options, da? Există posibilitatea să te și arunce din scaun.
Absolut. O mașină, cu, o mașină cu aderență bună la un viraj la care nu ești atent și nu te aștepți. Dacă n-ai centura pusă, te trezești în dreapta. Plus că se poate ști, totul merge bine până se întâmplă o singură dată o problemă. Când, dacă ți s-a întâmplat să ieși pe afară și să lovești ceva, îți dorești niște centuri care te ține scaunul ăla, îți dorești un scaun care e pregătit pentru așa ceva. Corect. Adică nu e de neglijat partea asta. Da. Sunt mulți care, probabil că nu la circuit, dar știi foarte bine că sunt foarte mulți oameni sau cunoștințe sau prieteni sau oameni pe care îi vezi pe tot felul de pagini sau site-uri de socializare care nu știu decât putere. Adică, frate, putere, frate, putere, da. Uite, am pus turbină, am pus aia, am pus evacuare, am pus intercooler, am pus filtrul de aer, am pus supapă, am pus nu știu de care, știi? Bă, da, frâne, bă, da, exact. Cauciucuri, bă, da, roți mai late, bă, da, știi, suspensie, niște jante mai ușoare, niște jante mai ușoare, niște lucruri de genul ăsta, nu. Iar o altă chestie care, la care nu te gândești neapărat, fără să ai experiențat. Opa, oh, a căzut. Yeah. Te-am zis? Stai că vreau să văd asta în reloare. Vreau să văd în reloare. Nu mai pot, nu mai pot. Nu, mă, te rog. Oprind când cade. Oprind când cade, haide, te rog. Te rog. Ai, nu poți să cred că vrei să stai cu ce mâna acolo. Ce faci, o să-l ții tu? Băi, pune-l mână ăla la loc. Haide, mă, nu ai ce să mai pui, hai. Publicitate. Hai, mă, că ține. Publicitate. Bagă publicitate. Bă, nu, nu mai cade, frate. Mai pune, mai pune asta în față să-l țin. Gata. E ok? Da. V-am poziționat mai bine. Perfect, nu se mai vede burta. Bă, frate, dar nu mai cade. Ești nebun? Bă, nu suntem în reloare? Faci ceva dubios? Acum a căzut. La mine n-a căzut încă, ești prost? La mine n-a căzut. Acum e publicitate. Acum, în mod normal. Deci acum am ai văzut? Gata, frate. Bun, ce despre ce vorbeam? Stai că am uitat. Oamenii de pe stradă. Vezi, s-a întâmplat un accident. Da, a fost un accident. Se poate întâmpla oricând și oricui. Și atunci de asta e bine să ai sistemele de siguranță care trebuie. Mi-am amintit. O chestie la care nu te gândești fără să ai experiența circuitului este faptul că e o chestie la care mă gândesc eu, la care nu te gândești fără să ai experiența circuitului. Zi, care e? Perfect. Răcire la frână. Nu, Hans. Pentru bun, gând. Să știi că Hans mi-a luat abia anul ăsta. De asta zic. Nu prea corect. Te gândești, e periculos. Corect. Bun, zic cu răcirea la frână. Da, răcirea frânelor e foarte importantă și nu-ți imaginezi că vei avea nevoie de chestia asta. Pentru că, by default, mașina stock nu are așa ceva. Știi, vezi, okay. Uiți la tine, la pachetul M, vezi că ai niște găuri în bară, niște găuri pe acolo. Chestii, da. Okay. Alea nu se răcir pentru frână. Okay. Adică trebuie niște furtune care duc până în etrie, până în fuzetă aerul și acolo contează cum poziționezi furtunul ăla, mă rog. Ideea e că personal am pățit-o la Hungaroring, am rupt un disc de frână, dacă ți-arăt poza, te apucă transpirațiile. Nu e fun. Da, nu e fun, normal că nu e fun, mai ales că chestia asta cu frâna, știi care e treaba nasoală? Este că o folosești atunci când ai nevoie de ea. Știi? Adică nu o folosești niciodată așa, bă, știi? Ia să mai avem frâne, ia mai avem frâne, ia, bă, nu mai avem, bă, cum că ne oprim? Nu, când apeși, să știi că pe linia dreaptă mai atingi câteodată frâna un pic să vezi dacă cred, n-ai. Cred, dar de asta zic, știi, asta e problema cu frâna, că o folosești atunci când ai nevoie de ea și e panică, știi, dacă nu ai experiență și așa se pot întâmpla lucruri, chiar și după cum vedem la curse, pe Eurosport și pe peste tot, lucruri de genul ăsta se întâmplă tuturor. Shit happens, eu le spun oamenilor, mai am o vorbă așa, îmi plac vorbele astea așa un pic macabre. Și le spun oamenilor care îmi spun că ei sunt foarte buni, le spun că și Senna a murit în accident de mașină. Deci nu cred că ar putea să fie mai bun și se poate întâmpla oricui. Și nu ține de cât de bun ești tu, sau, adică nu toate lucrurile le poți tu influența prin experiența ta. Corect, și până la murit e cale probabil destul de lungă, dar se pot întâmpla multe până acolo care nu te fac deloc fericit. Și de-aia mai bine să te pregătești, e foarte important să verifici mașina cât mai des poți, adică după ce ai făcut, după ce știi că ai chinuit-o un pic. E bine să te uiți un pic la ea, oricum corect, e bine șuruburi, după strângeri, exact. Lucruri, lichid de frână, mai ai plăcuțe, cum arată lichidul, exact. Da, anvelopele, mașinile cum arată. De curse sunt, cum să spun eu, intră în alt regim. Da. Deci nu mai sunt mașinile de stradă, sunt niște utilaje care funcționează la oră, nu mai funcționează la kilometri. Corect. Câți kilometri ai făcut? Am făcut 15.000, trebuie schimb uleiul. Nu. Schimb uleiul la una, ai făcut două, atâtea trei, ore de circuit, ai făcut atâtea ore de circuit, schimbi uleiul, verifici plăcuțe, schimbi, nu știu, lichid de frână, habar n-am. Aici iară mi se pare foarte important, știi, iară din categoria să poți să te abțin, știi, îți dai seama că mai bine nu mă mai dau de acum încolo, pentru că se poate să îți dai seama că mai e foarte puține plăcuțe, foarte puțină plăcuță de frână. Crezi că mai merge.
s-ar putea să mai meargă, dar s-ar putea să nu. S-ar, sau știi că ai supraîncălzit uleiul, ai văzut pe ceasul ăla de ulei pe care by the way, bine să-l ai. Da, ceasul de ulei, corect. Să ai un, era un Renault Clio. Să ai un, cred că e voina de ture pe aici. Dacă te uiți pe ceasul ăla de ulei pe care ar fi bine să-l ai, vezi un 135-140, ar fi bine să îl lași, lași acolo și să tur. Te duci să schimbi uleiul, că da. E păcat. Te mai distrezi câteva ture, dar după aia sparge un motor, cum s-a întâmplat în cazul meu. Din cauza uleiului? Nu știu exact din ce cauză, da. Cred că sau a fost un cumul de mai mulți factori. Eu suspectez un radiator de ulei prost conceput, de la un brand pe care nu vreau să-l numesc. Dar avea o modină, știi, piesa aia sandwich play cu ăla, avea niște, da, avea niște pasaje de ulei foarte subțiri, foarte strâmte și avea și senzorii, intrau și obturau o parte din ăla. Și m-am trezit, eram cu colegul vizitiu în mașină, de atunci nu l-am mai luat cu mașina niciodată. Se pare, vezi, ai grijă și cu Dobrescu, și asta când filmează, se întâmplă numai lucruri, da, de jantări. Telefoane, da. Nu, se, e foarte periculos. Să iau, mare grijă, iau metrou, cu Dobrescu, cu mare grijă, eu vă spun. Da, și am spus, deodată, știi, după un viraj, primul bag de păr de la adâncat, aud bucăți cum pleacă pe sub mașină. Și erau bucăți care plecau pe sub mașină, din motor, prin motor au ieșit. Lasă-o sentiment. Și nu e, da. Ia. Ai zis de participare că poți să participi cu mașina de stradă, dar ca să în grupă mai spre propriu, prima grupă care ar fi și ce ar însemna ca modificări, mă întreb pentru cei care... Nu vor să vină neapărat cu mașina, vor să mai câștige niște power. Păi prima clasă care nu e 100% stock e clasa tuned. Nu mai știu să spun din cap ce coeficienți sunt acolo, oricum nici eu cred că ar fi prea relevant în formă de numere. Da, bănuiesc că aveți, dar, site și da, toate informațiile sunt pe site. Apropo de site, pe rotac.ro poți să intri la... Avem acolo secțiune de configurator, intri să-ți vezi în ce păi clasă... și ce modificări ai? Mașinii, bani mai exact tot ce ai. De tare! Super tare! Bravo, frate! Super tare! Mi se pare super tare. Și vezi exact unde o să fii, știi? E cel mai simplu, dar clasele, în principiu, pot să dau niște exemple de mașini eventual, dacă așa. În clasa tuned avem mașini gen Type R, și acolo trebuie să mă uit pe site că nu mai știu din cap. În clasele superare gen Race Race Plus deja vedem Porsche, vedem AMG-uri, Lotus-uri. Diferă premiile între street și... Mă rog, depinde în ce sens. De același trofeu îl primește toată lumea. Premiile, în general, sunt comparabile și sunt premii care, mă rog, noi le-am conceput în ideea să ajutăm oamenii să se poată da în continuare. Adică dăm ulei, am dat nici la un moment dat vouchere de plăcuțe de frână, elemente de echipament, de genul mânuși sau așa mai departe, lichid de frână, lichid de diferențial, diverse produse care te ajută să te poți da în continuare. Sau, împreună cu partenerii de la Smart Driving am făcut niște premii cu cursuri de pilotaj, sau experiențe pe circuit, împreună cu partenerul Voinea, care ne urmărește, da, cu TCM Tuning. Da. Avem iară niște premii, niște chip tuning la preț mai bun și așa mai departe. Foarte frumos. Și cu alți parteneri. În general colaborăm cu partenerii aceia care ar putea oferi ceva care ajută acest lume. În domeniu, bine, să zicem, nu înseamnă că ne limităm, dar pe partea de premii, da. Cel puțin până acum, am încercat să oferim lucruri care ajută. Ca valoare, sunt comparabile din punct de vedere al unei clase sau alteia. Se poate întâmpla ca la o clasă să fie un anumit ulei sau la alta un alt ulei, dar sunt din aceeași categorie de performanță sau... Clar. Am văzut o întrebare. Una este o mașină de buget pentru Time Attack. Te întreabă un băiat ce mașină ai recomandat tu pentru buget, pentru Time Attack. Așa, o mașină de buget pentru Time Attack, pentru începător. Și a doua întrebare este cum ai ajuns să alegeți 2000 și nu Type R. Tot așa a întrebat cineva. Ok. Să începem cu prima, o mașină bună pentru rotac din și pentru tot de vedere, adică să nu înțelegem că roșinul da, are nu... secretul mașinilor, nu că dorim tot. Dorim. Mă enervez. Să nu înțelegem că roșinul are secretul când mașinilor. Când ai zis roșiu, te-ai enervat. Da, atunci am ceva. secretul mașinii de buget. Ce consideri tu din experiența ta? Da, eu cu ce pot să începe? Zic, pot să zic din experiența mea și din ce am văzut da, că are da, da, succes da, da, la rotac. Da. Mașini de genul Renault Clio, este o mașină destul de ieftină. Clio de sport. Da, de sport. Clio de sport. Este o mașină destul de ieftinuță și destul de cu ceva potențial destul de bun. S-au mai comportat bine tot așa în range-ul de mașini nu foarte scumpe, BMW-urile 36. Pisic. Pisic.
Pisică, frate, pe Bulgaria. Luați-vă pisică, că e treabă cu pisică. Păi e treabă, să știu, mașină care are potențial. Piese ieftine, mașina e ok, dacă îți faci un setup bun, cred că și folosești niște piese de calitate, o suspensie bună, niște brațe, niște anvelope ok, niște jante ușoare și așa mai departe. Singura e problemă, mă rog, că problemă, dar ceva, un minus ar fi că are ampatamentul un pic mai lung decât ar fi, să zicem, ideal. Optim, da? Da, și asta o face o mașină cu un caracter care nu e 100% ce ți-ai dori. Dar nu e niciun caz rău, e ok, aș merge recomanda... bine să faci treaba cu ea, la buget. Vorbim de buget, nu de 4-5-8 Italia de circuit cu cricuri. Exact. Exact. Știi ce zic? Adică așa e simplu. Iar de ce am ales S2000? Pentru că am vrut tracțiune spate. Ok. N-am mai vrut să frec la tracțiune față după 3-3-5 după ce ai avut care BMW-ul, spuneam. Corect? Și pentru că e o mașină care are potențial mult. Are potențial și în formă aspirată. E o mașină foarte echilibrată, mașină cu raportul de greutate față-spate 50-50 real, pus de mine pe cântar, este 50-50. Ce variante mai aveai pe lângă S2000? Că sunt fel convins că după BMW n-am uitat așa S2000, gata, mă, mi-au S2000. Te-ai mai gândit și la alte variante? Când am luat 335, mă gândeam că mi-ar plăcea ori un S2000, ori un 335. Și lase 335, așa că cum am luat și pe asta. Și după aia zic, gata, mă. Da, variante în momentul ăla știi la ce mă mai gândeam? Mă mai gândeam la o Mazda MX-5. Dar mi s-a părut un pic cam underpowered. MX-5, da. Da. Cu toate că e ușoară și nu era. Iar la mai gândeam la, ce ziceam, E36 sau chiar E30, dar m-am gândit că o să fie un pic mai complicat din cauza vârstei mașinii, cam mult de recondiționat până corect, să începi să te dai cu ea. Că e nevoie să faci chestia corect, asta dacă... Corect. Da, și mai o chestie foarte mișto la S2000, motorul e în față, dar este mult în spatele amortizoarelor, e practic un motor central, dar în partea din fața mașinii, știi? Da, e o caroserie foarte interesantă. Și e un motor pe care, dacă ai pus un turbo, poate să ajungă la 600 de cai. Nu cred că 600 de cai pe circuit e ok, sunt ok, dar probabil un 400 de cai e ceva, un setup ok, bine, o investiție semnificativă. Dar la 400 de cai îți dai seama, frâne, roți. Și doar la motor, dacă te gândești undeva și la motor, 10.000 de euro să-l pregătești. Deci, simplu nu e și la... Și bagi 10.000 și după două curse accedat și trebuie să mai bagi iar și tot așa, și de la un moment încolo te obișnuiești. Da, normal. Nu zic că nu... Dau comision la Stax dacă se vinde cu referință la acest live. N-am înțeles. Nu vreau să mă laud, dar Clio RS este de vânzare. Am înțeles. Deci ne dă comision dacă vindem Clio în live. Bă, nu știu dacă suntem atât de puternici sau poate că noi suntem, dar nu e țara destul de puternică pentru noi încât să vindem un Clio Sport pregătit de circuit la un preț corect. Îl găsiți la Dragoș Voinea pe pagina de Facebook sau în comentariul la acest live. E bună mașina. Mașina chiar e bună, da, adică eu aș cumpăra de la el. Pentru că e genul de om care întreține mașina așa cum trebuie și sunt ferm convins că prețul este unul just. Adică dacă te duci la om și îi spui, uite mă frate, o mașină ca a ta e 16.000, nu pot să-ți dau 17.500, sunt ferm convins că ți-o dă cu 16.000. Da, să fie o mașină ca a lui cu 16.000 și exact cu dotările alea. Mă întreba cineva de o Toyota Celica, nu știu, cumpăr Clio RS, păi ia-l Răzvane, dă 1.35, vorbește cu Dragoș la două comentarii mai sus, face schimb, mai e o diferență și aia e. Băi, se închide cafeneaua. Ură. Ce să te mai întreb eu, că băieții ăștia nu știu ce mai mult. Sezonul următor, tot. Golf 5, întreabă cineva, GTI, ce părere ai de ea ca mașină de circuit? Golf 5, GTI? Da. Am avut la Rotac, e o mașină ok, e o mașină cu potențial de a fi tunată din punct de vedere al puterii, e o mașină care stă bine. Depinde cât de mult o împingi și atunci depinde în ce clasă ești. Dacă te oprești la un anumit moment cu puterea, s-ar putea să fii chiar destul de competitiv. Ideea e, știi ce aș vrea să transmit dacă am cum? Da. Este că nu-ți trebuie o super mașină ca să te dai. Mai ales ia ce ai, dă-te, învață mașina, o să vezi că e mai tare decât credeai. Da, cu siguranță. Mașina e mai tare decât credeți voi că puteți să le conduceți. Exact. Adică... Când ajungi pe circuit, îți dai seama că nu știi să conduci ca lumea, îți dai seama că mai e multe de învățat, ceea ce este super bine. Nimeni nu s-a născut cu volanul în mână și cu un pilot de curs. Nu. Doamne, toată lumea a învățat. Ia mașina, du-te cu ea pe circuit, descoperă limitele, fă-o progresiv ca să nu te expui în riscuri în
zile, nu te angaja în cursele care încă nu sunt cele potrivite. La Rotac, dacă vii, mă rog, vreau să fac reclamă, dar dacă vii la Rotac, beneficiezi cumva de chestiile astea, pentru că ești în, automat într-o clasă unde ești competitiv. Da. Sau cel puțin nu te vei lupta cu ceva disproporționat. Bineînțeles, la limită, la limita claselor e posibil să existe anumite situații speciale. Au fost câteva foarte puține în 4 ani. Inevitabil. E normal, n-are cum să nu se întâmple. Zine de anul viitor de Rotac. Ce pregătește Rotac? Ce circuite? Câte curse? Ce mașini s-au înscris? N-aș vrea să zic foarte multe detalii. Ce aș vrea să zic este că o să avem curse atât la Motorpark cât și la Transilvania Motoring, circuitul la Târgu Mureș. Vrem foarte tare și foarte probabil se va întâmpla. O să avem o cursă în afara țării. Nu vreau încă să zic circuitul. Nu-l zice, nu te obligă nimeni. La Hungaroring, vă zic eu. Nu neapărat. E posibil Hungaroring. Cu siguranță Rotac, așa cum a fost de la un an la altul, va fi o evoluție. Da? Atât din punct de vedere al cursei în sine și al participanților și așa mai departe, dar va fi o evoluție a evenimentului în sine. O să fie un eveniment mai complex decât e acum. Vedem la Rotac o cursă directă? În ce sens? Adică cu start de pe loc, mașinile se depășească, cine ajunge primul câștigat. La Rotac, în sensul Rotac așa cum este el conceput de Time Attack, așa ceva nu se va întâmpla pentru că e Time Attack. Okay. Dar nu exclud că în cadrul Rotac sau în cadrul acestui eveniment mai amplu de care spun, să nu mai fie Time Attack, să fie Rotac Challenge sau Rotac, cum spuneam, ne propunem să, sau mai mult decât ne propunem, lucrăm să extindem conceptul Rotac și anul viitor o să fie mai multe lucruri interesante care se vor întâmpla acolo. Bun. Posibil și ceva din de genul cum întreb. Ok. Păi noi o să fim acolo. Dacă o să fie, ideea sau oricum o să fim la o etapă de la Rotac în care o să facem o emisiune extra, să vadă și oamenii care e atmosfera. Ne-am bucurat, e foarte mișto ce faceți. Da, și ne venim cu drag, doar că n-am apucat, că ăsta e cu nunțile, botezul, la... trebuie să trăiască și el, știi ce zic vorba aia. Ați fost la lansarea sezonului 2018? Am fost, la lansare am fost, am făcut, am filmat, dar n-am apucat să... De acum puteți comanda articole vestimentare Stax Winter de pe shop-ul nostru, stax.ro. Salut Alex Grecu, salut! O mașină cu potențial, șasiune, necesită upgrade-uri. Când vine și Roșiu cu noi la un on-tour. N-are tip, e ocupat. Nu aș, n-aș exclude, arată vezi, foarte bine. Vezi Mercedes 124. Ok. O mașină cu potențial, așa. Bla, bla, bla. Da, bun. Deci am zis. O să venim și noi la Rotac, o să filmăm, o să ne și dăm, o să întrebăm oamenii ce părere au și care sunt experiențele lor acolo ale piloților. Zim din culise, ce trebuie să mai zic? Nu uitați de șop că m-a bătut la cap de două săptămâni. Nu mai zic nimic. El dacă mai vrea să zică ceva. Un secret care să-l zică doar aici să nu-l audă nimeni? Da, da, da. Mai nu știu, nu cred că există secretul sau secrete sau... În sine, în general nu prea există scurtături. Da. Recomandarea mea este să... Cum să zic, să, cine e interesat de acest subiect de motorsport și să dorește să ia cunoștință cu el, sfatul meu să ia cât mai progresiv, cât mai atent sau cât mai inteligent, să nu te arunci să cheltui totul pe mașină, să nu te arunci o blană din prima și atunci lucrurile merg bine. Și atunci începi și descoperi potențialul tău și al mașinii. La motociclete e o vorbă, știi? Dom'le, nu o să cazi cu motocicleta atât timp cât ți-e frică de ea. Nu cazi cu ea. În momentul în care, gata, pe nu știu, stai că vă arăt eu acum, gata, mă-i trag, atunci cazi. Da, așa, da. Bănuiesc că același lucru se întâmplă și la circuit. În momentul în care zici, gata mă, nu mai e cazul să fiu atent, să știu eu, aici intru cu 3, acolo intru cu 2, aici forțez. Mai e o chestie pe care eu vă spun de experiența jocurilor, să nu fiți calici la viraje, adică calicia în ce se traduce. În punctul de frânare pe care începi și iei și te calicești și zici, mamă, pot mai mult, pot să frânez mai târziu, că la un moment dat tot se termine, adică... Și mersul ăsta pe circuit are o limită. Mergi din ce în ce mai tare până când la un dat ieși afară. Adică nu poți să mergi din ce în ce mai tare, tot are o limită. Și exact cum spune și Alex din experiența lui de circuit, că organizează și se și dă și are și mașină și a mers și pe circuite și cu mașini stop și cu mașini modificate și așa mai departe. Sfatul este unul clar și simplu, luați-o încet,
luați-o progresiv, modificați mașina și vedeți pe pielea voastră upgrade-urile făcute, cum se traduc în performanță, în secunde scăzute pe circuit. Ce vorbeam și cu Răzvan Rădoi de la Drag, una e să cobori de la 2.30 la 2.10 și alta e să cobori de la 2 la 1.58. Absolut. Adică secundele alea cresc exponențial. Ultimii ăia 5% da. Sunt... E foarte greu și trebuie să o luați încet, încercați să profitați de băieții mai mari, ca să zic așa, care sunt acolo și sunt ferm convins că vă ajută dacă știți să puneți problema corect. Asta nu înseamnă să vă cesc cu bani. Bă, ia 500 de euro, învață-mă și pe mine de bani. Ăștia nu. Salut, când ai timp, respectos, dacă poți, să-mi arăți și mie, aș vrea să te întreb și așa mai departe. Nu, bă, te-am văzut eu la live, la stag, vă și mie, dă-te-mă în pula mea, zici și mie, că te iute și tu de pe net. Se întâmplă acum cu New Age-ul ăsta și cu comunicarea asta și cu followerii și cu oamenii care te urmăresc, să creadă că te cunosc mai mult decât o fac și să-și permită niște lucruri care nu sunt ok. Apropo de schimbul ăsta de experiență de care spuneai, da, sunt total de acord. La Rota chiar vrem să... Școală? Face școală? Nu facem noi, fac partenerii noștri de la Smart Driving, o fac foarte bine. Okay. Mulți piloți care au avut succes la Rota au fost întâi acolo. Dar ce vreau să zic e partea asta de schimb de experiențe, experiență. Da. Mă rog, o încurajăm în două feluri, mă rog, mai multe, dar concret... Am creat o comunitate în care oamenii sunt foarte încurajați să discute. Există niște grupuri de Facebook, există niște întâlniri. Da, okay. Și pe lângă partea asta mai facem din când în când niște workshop-uri pe partea de exact genul de discuții pe care avem noi acum, da. Mai concretă și da. Mai aplicată pe anumite da. Teme, de genul cum să investesc banii corect în mașină, cum să îmi îmbunătățesc răcirea, da. Cum deci, să îmbunătățesc frânele. Bon. Chestii învățate, există, descoperite pe baza experienței. Există variante acolo. Dacă ajungeți acolo și intrați și vreți să aflați. Încercați să nu mai găsiți scuze de genul eu n-am bani, eu nu cunosc pe nimeni, eu n-am niciun prieten, de-aia fac așa sau fac așa. Există întotdeauna variante, trebuie doar să le căutați cu grijă și cu răbdare și toate lucrurile vor merge bine la nivelul României. Cum așa se întâmplă. Un nivel care crește și el încetul cu încetul. Da? E ok. Da. Bun, mersi frumos că ai acceptat. Și eu îți mulțumesc. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut și considerați că am vorbit lucruri utile mai mult eu decât Alex, dați share. Și altfel dați like. Altfel, dacă nu v-a plăcut ce am zis eu și v-a plăcut ce a zis Alex, dați like. Nu știu ce outro vrei să mai fac. Subscribe, alea, pentru YouTube. A, pentru YouTube. Apăsați aici. Apărăm și pe YouTube cu filmarea asta. Am uitat, îmi cer scuze. Pentru dragii de pe YouTube, nu uitați de subscribe, clopoțel, e aici, nu, butonul? Care, da, undeva acolo aici. E butonul, ca în momentul în care apare un clip de la noi, de la Stash, să fiți notificați. Pe telefon, pe calculator, pe mail, ce, orice altă metodă. Chiar cineva mai sună și pe fix de la YouTube, dar sunt foarte puțini oameni angajați care fac asta. Și e posibil să nu vă spune, cum nici notificarea nu primiți. Ha? Căsuța poștală. Da, ne oprim? Da, bravo, bă, ai și bine.